Hei prieteni, eu sunt Little Edu și astăzi ne aventurăm în cel mai periculos loc de pe pământ, Oceanul Pacific. Dacă ai ghinionul să te pierzi pe aici, sunt slabe șanse să te mai găsească cineva vreodată. Este foarte mare și ocupă 33% din suprafața pământului. Dar nu despre asta vom discuta astăzi, ci despre vapoare și cum reușesc acestea să plutească chiar dacă sunt imense și foarte grele. Hai cu mine în această minunată aventură. Ești pregătit? Hai să zburăm! O barcă, un vapor, o navă sau orice alt obiect conceput să plutească se bazează pe o teorie a unui om foarte bătrân. În ciuda vârstei, era într-adevăr un om foarte fain, iar numele lui era Arhimede. Principiul său, numit inteligent principiul lui Arhimede, explică modul în care lucrurile plutesc. De exemplu, dacă vă umpleți cada cu apă, ce se întâmplă când intrați în ea? Apa se ridică, nu? Și neori, chiar iese din cadă. Asta se întâmplă pentru că ai deplasat o parte din apă cu corpul tău și trebuia să plece undeva. Secretul pentru plutire este că obiectul trebuie să înlocuiască o cantitate de apă care este egală cu greutatea proprie. Da, dar acum mă vei întreba, de ce un buștean mare și greu plutește, iar o pietricică mică aruncată în apă se duce la fund? Iar răspunsul este unul foarte simplu. Din cauza densității obiectelor. Dar ce e aceea o densitate? Termenul densitate este folosit pentru a descrie câtă masă are un obiect. De exemplu, atâta timp cât barca are o densitate mai ușoară decât apa de sub ea, aceasta va pluti. În concluzie, nu contează cât de mari și grele sunt obiectele. Contează ce densitate au. Iar dacă au o densitate mai mică decât apa, acestea vor pluti. Știai că cel mai faimos vapor care s-a scufundat vreodată a fost Titanicul în 1912, iar în 1997 a apărut și un film care îi poartă numele, cu Leonardo DiCaprio. Iar acum, dragi prieteni, pentru prima dată vom introduce și rubrica de jocuri. De ce ai nevoie? Plastilină, capac de cratiță, vas mare, apă. Cum se realizează acest joc? În primul rând, din plastilină, creează o bărcuță și o bilă. Umple vasul cu apă și așează bărcuța deasupra ei. Observă ce se întâmplă. După ce ai așezat bărcuța făcută din plastilină, acum pune și bila în apă. Da, vasul va pluti, iar bila se va scufunda. Acum că ai observat că bila se scufundă și barca plutește, ia-te rog frumos și capacul de cratiță și așează-l în apă în poziție orizontală, iar apoi în poziție verticală. Poziția orizontală îi permite capacului să plutească, în schimb, cea verticală nu. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Sper că ți-am răspuns la curiozitatea de ce bărcile, vapoarele și navele plutesc. Dacă mai ai alte curiozități, nu uita să ne scrii. Centrul Little Kids. Iar noi vom face un episod special. Eu am fost Little Edu și ca de fiecare dată am zburat. Ne revedem data viitoare!